Deschiderea oficială a strandului Tineretului din Piatra Neamț se apropie cu pași repezi. Conducerea societății Perla Invest a pregătit foarte multe activități atât în strand cât și pe Muntele Cozla. Surpriza pregătită pentru copii este tunelul de aproximativ 6 metri de paintball. Duminică vom avea toate activitățile, tot ce am muncit noi de altfel din luna martie, totul va fi vizibil și cu tot cu apă în bazine, cu locuri de joacă pentru copii și mă refer aici la locurile publice de joacă, pentru că avem și partenerii noștri cu jucării gonflabile. În acest an foarte multe surprize pentru cei mici. Ne adresăm în continuare familiilor, deși avem activități pentru toate vârstele. Pot să vă spun doar o surpriză, un tunel în jur de 6 metri, un tunel de paintball, biciclete, badminton, totul va fi gata practic sâmbătă, în acest weekend în care noi considerăm deschis sezonul de vară, odată cu rusaliile și, bineînțeles, odată cu ziua de 1 iunie, ziua copilului. Strandul Tineretului va fi redeschis în acest an pe 31 mai, odată cu rusaliile. Managerul Perla Invest, Cătălin Goldan, continuă surprizele pentru copii, părinți și bunici și luni de 1 iunie. De 1 iunie vom avea vom avea promoții la partenerii noștri care dețin locuri de joacă pentru copii și foarte multe tot felul de personaje care or să facă tot felul de scenete aici în strandul Tineretului, asta în ziua de luni, 1 iunie. Duminică, 31 mai, mai sunt activități dedicate zilei de 1 iunie. Iar surprizele plăcute continuă. În acest an, tariful de intrare în strand este de 1 leu. În acest an avem o surpriză, venim cu un tarif de intrare în strand, un preț unic de 1 leu. Zic eu că este o taxă accesibilă pentru foarte multă lume. La bazine taxa de intrare va fi de 12 lei, dar include un șezlong și o saltea. La zona VIP taxa de intrare va fi de 17 lei, include un șezlong și o saltea, ceva mai ca și pentru zona VIP. Și taxa auto, la fel ca anul trecut, 1,5 lei pe oră. Strandul Tineretului din Piatra Neamț este unul dintre cele mai căutate locuri de relaxare și de distracție. Complexul dispune de un bazin olimpic, de un bazin pentru copii, zona VIP, de plajă, locuri de grătare, spații de joacă pentru copii, terenuri de sport, terase și cafenele.